Suntem Lamentații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi vom încerca să abordăm o temă grea sau să găsim un răspuns, și anume cum facem să nu transmitem fricile noastre de părinți sau de adulți către copiii noștri. Pentru a ne ajuta cu un răspuns, am invitat alături de mine pe Marilena Ionescu, psihoterapeut. Bună Marilena, bine ai revenit! Bună Alex! E greu chestia asta, nu? Să nu transmitem fricile noastre către copii. E greu, dar cred că uneori n-avem ce face. Pentru că aceste frici se transmit și în mod inconștient, fără să ne implice, și uneori copiii pot moșteni chiar de la bunici sau frici, anumite frici. Ok, dar hai să vedem că sunt și chestii conștiente, cred, pe care le putem face astfel încât să nu transmitem mai multe frici pe care le transmitem oricum inconștient. Da, eu când le vorbesc despre frică celor care vin, copiilor care vin la cursul, la atelierele mele, le spun în primul rând, și mă bucur că au apărut cărți pe tema asta pentru copii, nu numai copiii au frici, ci și adulții au frici. Și vorbim, și atunci ei au și un sentiment de ușurare în momentul în care aud lucrul acesta. Și, de exemplu, dacă mie ca părinte îmi este frică de albine, atunci trebuie să fac cumva să nu transfer această frică și copilului meu. Menționai cărțile, mi se pare un instrument foarte bun. Cred că la noi, la generația noastră, se observă că n-am avut astfel de cărți din care să înțelegem și nu prea vorbeam despre frici, adică toate erau transmise inconștient sau non-verbal. Dar faptul că acum există cărți, că putem vorbi despre chestia asta, mi se pare că nu prea mai avem scuză ca adulți să nu, cel puțin să nu discutăm copii despre fricile noastre, să admitem că avem și noi frici. Ceea ce totuși nu se întâmplă totdeauna, nu cu adulții să-și admită fricile. Da, este uneori mai ușor să trimiți copilul să rezolve o anumită frică la terapie decât să te duci tu ca adult să vezi de fapt de unde vine frica copilului tău și care și ce poți tu să faci în situația asta. Deci există această tendință, e mai ușor așa. Și am remarcat, are Marc, băiatul meu, o carte foarte simpatică despre griji, cu o fetiță care are din ce în ce mai multe griji, care se fac într-un bagaj foarte mare, și l-am dat, vine o doamnă, o vecină de aici mai în vârstă, care îi povestește, începe să uite prin grijile alea și vorbind despre ele cumva se ușurează și fetița. Și cred că asta e un lucru bun pe care îl putem face atunci când e vorba de frici, să discutăm despre ele, că fricile capătă amploare în mintea noastră atunci când le ținem înăuntru și dacă reușim să vorbim despre ele, pare că se mai dezumflă. Da, zici foarte bine ce zici, mai există o carte care se numește exact așa, Mi-e frică, este o carte pentru copii. Copiii e bine să-și deseneze frica, e bine să-i întrebăm unde simt frica în corp, cât de mare este, dacă ar fi să-i dea o culoare, ce culoare ar avea, sau dacă ar fi să-i dea o formă, ce formă ar avea, pentru că în momentul acela eu îl scot din emisfera dreaptă, ca să zic așa, acolo unde practic sunt emoțiile noastre, și le aduc la logică, și verbalizarea întotdeauna te ajută și conștientizarea să micșorezi emoția negativă. Și vorbim aici, putem să vorbim despre orice emoție în felul acesta, nu numai despre frică. Deci acesta este un instrument foarte bun, în primul rând să le recunoaștem frica și să o acceptăm, oricât de ridicolă ni s-ar părea, iar după aceea să lucrăm cu această frică, să o facem mai amuzantă și să detaliem un pic subiectul, dar să o luăm în serios. Marilena, mulțumesc frumos! Dragi părinți, ați auzit? Hai să vorbim cu copiii noștri despre fricile lor, hai să vorbim despre fricile noastre, hai să le desenăm, hai să ne jucăm despre frici, hai să facem așa fel încât să le diminuăm, pentru că probabil că nu vom putea să le eliminăm cu totul niciodată. Nu uitați că puteți asculta toate emisiunile noastre pe itsybitsy.ro și mai ales nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!